Bună dimineața și bine v-am regăsit la un nou episod. Un episod în care suntem într-un loc foarte special, și anume Bikes & Coffee, un loc foarte interesant din sectorul 6 din București, în drumul Taberei, unde, pe lângă cafea și multe chestii interesante, găsești biciclete. Și nu orice fel de biciclete, ci biciclete fixie, ca aceasta, sau single speed. Care sunt diferențele? E bine, aflăm imediat. În primul rând, hai să intrăm. Îl cunoaștem pe... Salut! Pe Radu. Trebuie să vorbești tare pentru că ai mască pe gură. De ce ai mască? Păi, situația pandemică. Și eu la fel am mască. Iar în dreapta este Laurențiu, acolo. Salutare! Deci, în primul rând, aici este barul cu cafea și cu tot felul de chestii interesante, pentru că eu de fiecare dată când vin aici beau ciocolată caldă. Nu sunt fan cafea, dar sunt fan ciocolată caldă. Și o să facem în scurt timp ciocolată caldă. Printre altele aici sunt biciclete la reparat. Din câte știu, aveți și biciclete second hand, nu-i așa? Da, da, este chiar prima de acolo, Giant-ul. Este una din ele. O să mă uit la bicicletă Radu, să vedem ce e aici. Printre altele, aici găsiți foarte multă lumină de la Gaciron. Că mă întrebați de unde îmi iau lumina de la Gaciron. Ei bine, de aici. Și trecem mai departe. Deci, Giant, știți că nu sunt mega fan, dar, incredibil, persoana care a adus Giant-ul aici este fan Bucharest Bike Traffic, ceea ce mi se pare foarte tare. Iar aici sunt bicicletele la service. Uite, și un Specialized. Printre altele, voi și cumpărați biciclete second hand, nu-i așa, Radu? Exact, exact. În funcție de model, caracteristici, specificații, puteți veniți aici și Laur, care se va ocupa de consiliere, va găsi soluția cea mai bună. Cine se ocupă de consiliere? Laurențiu, cumva? Laurențiu, primul rând. Ok. Laurențiu, hai să vedem ce ne spune. Deci, dacă eu am bicicleta mea electrică și vin, ce faci? O să te uiți prima oară la ea, nu? Bineînțeles, în primul rând o să o verific. Integritatea, în primul rând, uzura pieselor. Cosmetica, bineînțeles, vopseaua, micile zgârieturi care sunt pe o bicicletă second hand, bineînțeles. Văd că ai un rock rider aici. Am văzut că voi faceți service la orice fel de bicicletă. Asta mi se pare super tare. Da. Aveți service pentru biciclete mai de buget, cum este rock rider. Avem aici o Kona Staff. Bine, nici asta nu este o bicicletă top-end, dar am văzut și un Specialized pe aici, dacă nu mă înșel. Deci, asta mi se pare foarte tare, că indiferent ce bicicletă ai, vii și o repare aici. Ce mod mai bun să testezi o bicicletă decât să te energizezi cu o ciocolată caldă și să vorbim puțin despre Santa Fixie, Raval 2.0 și Raval acolo în spate. Diferența dintre ele sunt simple, și anume una este Fixie, cealaltă este un single speed. De ce este interesant să dai cu Fixie? Păi nu poți lăsa pedalele libere, trebuie să le miști întotdeauna dacă bicicleta se mișcă. Ai mișcat picioarele, se mișcă și bicicleta, trebuie să oprești pedalele ca să oprești bicicleta. Simplu. De altfel, e foarte ușor pentru că poți să faci track stand foarte, foarte ușor, pentru că îți menții echilibru mult mai bine. Ce este mai problematic este că dacă te obișnuiești să mergi cu bicicleta normal, adică cu free coaster, cum este orice altă bicicletă, fie single speed, fie cu casetă, cu pinioane, ei bine, îți va fi extrem de dificil, deci cu siguranță îți trebuie ceva timp să te pregătești. Bicicleta aceasta are un butuc flip-flop, mă rog, roata are un butuc flip-flop. Înseamnă că poți să schimbi pinioanele, fie pe single speed, fie pe fixie, foarte ușor. Ai dat roata jos, ai schimbat, ai întors-o, flip-flop, practic. Foarte ușor, nu? Dar sunt câțiva oameni, sau câțiva dintre voi, cu siguranță nu știați lucrul ăsta, iar probabil că vă întrebați cum frânezi cu astfel de bicicletă, că nu are frâne, nu-i așa? Păi nu are un buton de eject ascuns, secret, pe undeva pe acolo, în așa fel încât să te arunce în cazul unui pericol și să ai și o parașută, nu? A sunat ciudat asta. Nu, ci pur și simplu îți blochezi picioarele, le împingi în spate cât de tare poți și bicicleta face skidding. Practic, ții roata spate înfrânată cât mai mult timp posibil. Și în funcție de cum îți muți greutatea corpului, anume în față sau în spate, frânezi mai tare sau mai încet. Știu, este extrem de ciudat. Sunt oameni care se dau extrem de agresiv cu astfel de biciclete. Oameni care, pentru unii sunt nebuni, pentru alții sunt incredibil de nebuni. Și pentru mine sunt niște oameni absolut incredibili. Mai savorez puțin din ciocolată caldă și mergem să ne dăm cu bicicletele astea, să vedeți și voi cât de tare este. Bizar este că nu am frâne și e foarte ciudat. Bine, nu știu cât este de legal, având în vedere faptul că ești obligat la bicicletă să ai frâne care să funcționeze. Oh, Doamne, este super mega ciudat! Super ciudat este, dar
modul în care merge bicicleta, mă refer la faptul că este super rigidă, nu scoate niciun sunet. Absolut niciun sunet. Este incredibil. O să mergem mai ușor așa, pentru că, v-am zis, fără frâne e un pic ciudat. Dacă vrei să frânezi, practic trebuie să te lași, să-ți lași greutatea în față și să îți împingi picioarele în spate, în așa fel încât să oprești. Asta e și motivul pentru care mă screm aici ca un nebun. Băi, dă-te la o parte, nu veniți pe mine că n-am frâne, Loganule. Dreapta, obligatoriu. Scrie aici, pe semn. Acum înțeleg de ce oamenii ăștia merg atât de repede. Deci dau două pedale și deja merg cu 30 de km la oră, fără probleme. Numai că la frânare este. Și mai e și uit pe jos, ceea ce... not fun. Vai cât de tare este. Este absolut incredibil, sincer. Zici că e o bicicletă electrică, non-electrică. Atât de ușor merge și atât de ușor rulează peste absolut orice suprafață. Bineînțeles dacă este de asfalt și nu pietriș. Deși sunt și biciclete gravel, cum se numesc ele. Frânează, Marius! Nu se duce în stradă! O, Doamne! Dacă vreodată vreți să vedeți cum ar trebui să se simtă o bicicletă, încercați un fixie, pentru că îți solicită mintea, corpul, să se joacă cu absolut orice chestie pe care ai învățat-o până acum. Și v-am zis, merg pe bicicletă de la 5 ani, dar în continuare nu mă pot obișnui cu senzația de fixie, ca și cum aș merge pe bicicletă pentru prima oară și nu știu dacă e bine sau rău. Încerc să mă gândesc dacă e bine sau rău. Încă nu m-am hotărât. Hai să dăm mai tare! Upa! Pisică, dă-te la o parte, că n-am frâne! Wow, cât de cool este! Oprește, oprește, oprește! Hai să vedem în cât timp trebuie să opresc. Deci eu acum frânez, ca să știți. O, Doamne! Am reușit în cele din urmă. Cred că mă duc să schimb cu single speed-ul, pentru că single speed-ul este în altă galaxie, în altă sferă. La bicicletele single speed sau fixie, cel mai interesant lucru este că nu mai stai să te gândești dacă ești în viteza corectă, nu mai trebuie să te gândești, aolo, ce urmează să fac, ci pur și simplu mergi pe bicicletă. Roțile astea extrem de subțiri, cred că sunt 23C, 27C, cred că 23, 23 sunt. Ei bine, roțile astea ajută cu rezistența la înaintare, adică este minimă, așa că două pedale te duc foarte departe și mai mult, fiind o bicicletă care taie foarte ușor aerul, e bine, și bineînțeles fiind ușoară, e bine, pedalez foarte, foarte ușor. Cu bicicleta aceasta nu mi este deloc frică să ies în trafic, pentru că am și frâne printre altele. Ce bicicletă să-mi cumpăr la 2500 de lei? Uite, asta. Asta e o bicicletă care, personal, face toți banii, pentru că este extrem de rapidă. Clar, mai dificil cu montatul apărătorilor, mai dificil cu partea de obișnuință, pentru că pentru început îți va lua ceva să te obișnuiești. Cu roțile subțiri, faptul că nu ai niciun fel de suspensie și faptul că trebuie să eviți gropile. Verde, plecăm de pe loc. Wow, cum se lasează bicicleta asta dacă pui forță în pedale. Ești printre primii care pleacă de la semafor și menții viteza foarte ușor. Pasul cu traficul la fel de ușor. Din păcate, peste grop nu este foarte confortabilă. De fapt, pe cine mint? Este îngrozitoare. Anvelopele astea, deși le poți întoarce și pe partea și pe cealaltă, și au aderență foarte bună, nu m-aș încrede pe ud cu ele. Hai să pedalăm mai tare! Deja mă simt ca un bike messenger. Simt că nu m-am îmbrăcat așa cum trebuie. Trebuie să-mi iau o cămașă din aia în carouri și niște blugi mai tăiați ca să fiu cu adevărat un hipster. Cât de tare! Știți că la un moment dat se punea problema să fie limita de 30 de km la oră pe bicicletă, obligatoriu. Bicicleta asta ia limita, se șterge cu ea la fund și o aruncă la gunoi. Nu se pierde absolut niciun fel de efort. Bicicleta este rigidă și este foarte stabilă și extrem, extrem de controlabilă. E ceva pe care aș merge fiecare zi. Necesită
un pic de curaj, un pic de cunoștință de dat cu bicicleta și bineînțeles cineva care este cu adevărat pasionat de single speed. Am lăsat bicicleta și l-am găsit pe Radu. Deci, ca să încheiem, Radu, care a fost ideea? Cui a venit ideea să aranjeze așa servisul? Păi, ca să fiu sincer, am văzut o poză. Cred că un servis micuț din America, nu era de biciclete. Uh-huh. Și mi-a plăcut acolo că aveau totul așa cu lemn. Și am zis, mă, ar fi foarte drăguț, așa că m-am luat cu Vlad, am mers pur și simplu în Hornbach, uh-huh. Am luat lemne. Aici le-am tăiat, am bătut cu ea. Am zis Bikes and Coffee pentru că noi avem biciclete și cafea. Uh-huh. Și era și acel grup de pasionați de mașini, Cars and Coffee. Uh-huh. Dar nu am găsit un loc așa al comunității bicicliștilor. Și pur și simplu ne-a năzărit ideea asta cu Bikes and Coffee. Uh-huh. Plus că ce am descoperit noi, este destul de greu să mergi la o terasă sau într-un loc bike friendly. Asta a fost punctul 1 pentru cafea, că să fie o cafenea, o terasă foarte bike friendly și pet friendly, dar bike friendly. Uh-huh. Pe asta mergem. În același timp, ce am observat eu cel puțin când am mai mers la un service este că de multe ori pentru ceva ce trebuia făcut pe loc, deci îmi dura 20 de minute, jumătate de oră, trebuia pur și simplu ori să stau într-un loc în față, în picioare sau așa, ori să mă duc să mă plimb de nebun. Ideea e că asta este o locație gândită pentru comunitatea bicicliștilor, să fie prietenoasă cu bicicliștii. Adică să-i susținem așa cum putem toți bicicliștii, să fie un loc de relaxare, să fie un loc unde pur și simplu oferim tot ce au ei nevoie. Strună. Păi cred că cea mai bună invitație pe care putem să o fac, am zis, aici poți să vii și cu mopedul, și cu, și cu motocicleta, și cu bicicleta, și cu trotineta. Am întins-o, ne vedem în episodul următor, salutare, pa, pa! Pa!